Știți bancul ăla în care un om se roagă la Dumnezeu să câștige la loto și după multe încercări, după multe rugăminți, îi apare Dumnezeu în vis și îi spune: omule, dacă vrei să câștigi, ia-ți bilet. În cazul meu a fost exact invers. Dacă ți iei bilet la loto, să nu fii surprins dacă vei câștiga. După cum vedeți, avem în față o cameră Nikon, însă înainte să intru în subiect, aș vrea să-l salut pe Radu Gabriel, care a comentat la unul dintre filmele mele mai vechi în care spuneam că am cheltuit o mică avere pentru camere foto și care spunea că am cheltuit foarte mulți bani, că de banii pe care i-am cheltuit, da, pe camere, puteam să văd lumea. Salut Radu, salut prieteni, sunt Marius. În peripețiile mele, dacă vreți, sau în căutarea după camera care să-mi placă cel mai mult, am avut la un moment dat un Nikon D700, pe care l-am vândut pentru că avea numai 12 megapixeli și era un model relativ vechi, din 2008. Însă acea cameră a făcut niște fotografii atât de frumoase, încât am rămas cu gândul la culorile de la Nikon. Știu că toată lumea zice, domnule, Canon are niște culori extraordinare și sunt de acord, pentru că am o cameră Canon 5D Mark IV, care, într-adevăr, are niște culori frumoase. Dar părerea mea este că nu sunt atât de frumoase cum sunt culorile pe care le obține Nikon. Și vă spuneam că dacă ți iei un bilet la loto, să nu te mie dacă câștigi. În cazul meu a fost ceva în sensul că am văzut această cameră, Nikon D800E, la vânzare pe eBay și am făcut o ofertă. Am oferit 600 de euro. În mod normal, această cameră sau acest model de cameră se vinde cu circa 800 de euro. Este Nikon D800E și are niște caracteristici, niște performanțe care o fac și după 8 ani destul de căutată. În urma licitației mele sau licitării mele cu 600 de euro, am rămas surprins de faptul că am cumpărat această cameră cu 540. Și iată că am ajuns proprietarul acestei camere. Această cameră a fost anunțată în anul 2012, la începutul 2012, și are niște caracteristici interesante, și anume are un senzor de 36 de megapixeli, ceea ce este enorm. Și, bineînțeles, corpul este protejat la apă, la praf. În ceea ce privește viteza pe care cu care fotografiază această cameră, nu este una extraordinară și discutăm aici de circa 4,5 cadre pe secundă. 4, chiar 4 cadre pe secundă. Deci în comparație cu, nu știu, chiar cu Canon 5D Mark IV, care fotografiază cu 7 cadre pe secundă, este o cameră înceată, este o cameră nu foarte rapidă. Camera vine livrată ca și D700 cu un flash care poate fi util în situații în care aveți musai nevoie de lumină. Evident, acest flash incorporat nu înlocuiește flash-ul sau un flash dedicat, un flash special care se montează în acest slot. În ceea ce privește celelalte specificații, camera este una relativ standard, aș spune, chiar pentru ziua de astăzi, pentru zilele noastre, în sensul că are o viteză minimă de fotografiere de 1 pe 1000 dintr-o secundă, iar viteza maximă care poate fi setată din cameră direct, fără a folosi un declanșator extern, este 30 de secunde. În ceea ce privește caracteristicile video, pentru că această cameră înregistrează inclusiv video, ea poate filma până la Full HD cu 24, 25 sau 30 de cadre pe secundă. În ceea ce privește microfonul acesta este unul mono, din păcate. Și pentru cei care vor să facă film, această cameră nu este de recomandat. În ceea ce privește conexiunile, camera are conexiuni pe USB 3.0, are mini HDMI, căști, intrare de căști și intrare de microfon. Și mai avem și suspecții de serviciu, ca să zic așa, în ceea ce privește declanșatorul extern și un declanșator pentru, sau un cablu, o mufă pentru blițuri externe. Acestui model de cameră îi se poate adapta un grip, un vertical grip,
care însă, din câte am înțeles, nu aduce îmbunătățiri decât în ceea ce privește bateria. În ceea ce privește cardurile, această cameră funcționează cu SD carduri normale și cu carduri compact flash. Este același gen de model, același gen de carduri pe care îl găsim și în camerele mai noi, inclusiv la Canon, de exemplu 5D Mark III, 5D Mark IV are aceeași combinație de carduri de stocare. În ceea ce privește greutatea, este destul de grea, are circa 850 de grame, 860 de grame. Din acest punct de vedere, nu este foarte comod și foarte ușor de cărat. Eu am fotografiat cu ea timp de o săptămână și am observat că are niște pixeli care sunt nefuncționali. Zoomând foarte, foarte mult, se observă la un moment dat niște zone în care, practic, imaginea nu a fost înregistrată. Ca urmare, am decis să pun camera la vânzare și sunt convins că o să o vând. În acest moment ea se află undeva la 260 de euro și sunt convins că va urca până la cei 500 de euro pe care i-am plătit pe ea. În încheiere, haideți să ne uităm la niște fotografii și să înțelegeți, de nu știu, din punctul meu de vedere, de sau de ce găsesc eu că această cameră sau acest producător Nikon este, din punctul meu de vedere, la momentul actual, producătorul care obține cele mai frumoase fotografii direct din camera. Filmez pentru a treia oară acest segment în care vreau să ne uităm la fotografii, pentru că în primele două încercări am ieșit la circa 30 de minute, respectiv 21 de minute. Să sperăm că sunt un pic mai rapid acum. Însă sunt atât de încântat de această cameră încât îmi vine greu să vorbesc puțin. Înainte să intru în imagine, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui detaliu, și anume faptul că această cameră, care are un senzor de 36 de megapixeli, obține niște fotografii suficient de mari sau chiar prea mari, spune eu. Da? Observăm că o fotografie RAW, în care am fotografiat la 14 biți necomprimat sau fără comprimare, fără compresie, are aproape 80 de megabytes, iar fișierul JPEG rezultat are 24 de megabytes. Aici aș vrea să-mi fac o paranteză să vă spun că, din ce am observat, Nikon scoate aceste fișiere JPEG la 300 DPI. Prin comparație, Canon sau fișierele JPEG scoase de Canon sunt la 72 de DPI. Din punctul meu de vedere, asta e un avantaj, cel puțin pentru mine, care sunt puturos și nu vreau să investesc timp să editez fotografiile și obțin imagini direct din cameră care au mult mai multe detalii la Nikon decât la Canon. Bun, haideți să ne uităm la fotografii. Am selectat 21 de fotografii din cele 608 pe care le-am făcut în data de 13 iunie, când am ieșit să încerc camera. Cred că fotografiile au fost făcute în principiu la miezul zilei, când lumina nu este tocmai bună pentru fotografiat. Da? E o lumină foarte dură și nu este, chiar nu este recomandat să facem fotografii la ora respectivă, la miezul zilei. În ciuda acestui fapt, această cameră s-a comportat extraordinar. O să trec un pic mai repede pentru că, repet, nu vreau să mai ajung iarăși la cele 10 de minute pe care le-am avut în încercarea anterioară și aș vrea să ne uităm doar la în ansamblu. Da? Deci imaginea are foarte, foarte multe detalii și ce îmi place la Nikon, în comparație cu toate celelalte firme pe care le-am încercat, este detașarea subiectului de fundal. Observați aici că acest tren are conturul bine definit, da? În jurul acestui subiect este o zonă de transfer, da? O zonă de trecere între subiect și fundal, care este foarte bine conturat. Acest lucru se numește microcontrast. Mergem mai departe. Asta este un boschet de flori, nu știu cum să-i spun, în care puteți vedea foarte bine ce microcontrast extraordinar obține această cameră. Mergând la mărimea actuală a fotografiei, observați aici în zona în care floarea care se află în prim plan, care se află în zona de clar, cum este delimitată față de fundal. Da? Din punctul meu de vedere, așa ceva este incredibil. Obiectivul cu care am fotografiat este un obiectiv care se face din anul 1987. Iar tehnologia camerei este la nivelul anului 2012. Nu cred că vreodată va reuși
iPhone-ul sau Samsung sau eu știu ce alt telefon mai nou, mai fițos, mai modern, să obțină asemenea fotografii. Această clădire este o clădire care a fost acoperită, a fost vopsită cu un fel de graffiti, dar nivelul de culoare care se află pe această clădire este incredibil. Și camera reușește să surprindă niște detalii care sunt, din punctul meu de vedere, greu de perceput cu ochiul, dar aminte de prins într-o fotografie. Aceeași clădire fotografiată cu un obiectiv cu distanță focală mai mică, 28 de mm, m-am putut apropia mai mult de această clădire și vedeți iarăși aceeași diversitate, aceeași dinamică, aceleași culori. Nu știu dacă vă dați seama, însă această fațadă este în umbră. Dacă vă uitați aici în partea de sus, observați că aici acești tâlcări care sunt pe fațadă sunt iluminați lateral, iar pe partea din față nu sunt iluminați. Ceea ce înseamnă că soarele este cumva deasupra clădirii și nu reușește să lumineze această fațadă. După cum vedeți, nici clădirea nu are o umbră foarte mare, decât foarte, foarte puțin la baza ei. În ciuda acestui fapt, camera a expus bine atât această fațadă, cât și strada. Mergem mai departe. Următoarea fotografie este făcută cu un obiectiv cu perspectiv control. Este obiectivul de 28 de mm folosit mai devreme, care practic reușește să tragă această clădire în jos în fotografie, în așa fel încât eu s-o pot surprinde. Și aici, în ciuda faptului că este un obiectiv manual, am obținut niște detalii la această clădire incredibile. Acest acoperiș este făcut din țiglă sub formă de solzi. Eu cu ochiul meu, în toată lumina care se afla, care era disponibilă la momentul respectiv, că era ora 1:42, deci 2 fără un sfert, nu reușeam să văd aceste țigle așa cum a reușit să le surprindă camera. Uitați-vă, este pur și simplu incredibil. Această țiglă gen solzi este vizibilă și nu doar pe partea din față, ci și pe partea laterală, unde soarele nu bate tocmai frumos și unde senzorul din această cameră, care nu are un filtru anti-aliasing sau low-pass filter, ar trebui să pună probleme. Dar camera reușește să surprindă detalii sau un nivel de detaliu incredibil. Merg mai departe și sper să merg mai repede. Aceasta este altă fotografie în care dinamica camerei, dinamica senzorului din cameră este extraordinară. Observăm, fotografia a fost făcută la ora 2 fără 4 minute și mă aflu sub un pod unde evident este umbră, dar camera reușește să expună incredibil această zonă și zona din spate însoleată, în așa fel încât totul să pare simbiotic, la zona aceasta să nu fie supra-iluminată și să nu putem înțelege ce se întâmplă sau ce se află aici. Aceasta este o imagine făcută la ora 2:10 și putem vedea iarăși o zonă însoleată și o zonă cu umbră, unde camera a rezolvat într-un mod extraordinar acest subiect, acest detaliu. Această imagine e o imagine pe care eu pot să o vând. Aceeași stradă, se vede inclusiv această tură de biserică în spate, care este departe, și absolut totul este expus corect din punctul meu de vedere. Fotografie făcută la ora 2:30. Aici ne aflăm într-o biserică unde senzorul acestei camere cu tehnologia din 2012 a fost pus la încercare și aici rezultatele nu mai sunt extraordinare. Fotografia este făcută cu un ISO de 2000, de la care camera începe deja să introducă zgomot. Dar și aici e de discutat pentru că subiectul este unul închis la culoare, da? Deci nu, în primul rând nu am lumină, în al doilea rând este un subiect închis la culoare. Această fotografie pot să o măresc foarte, foarte ok, fără să am un nivel de zgomot foarte mare, cred că până la 20-30. Acesta este un subiect închis la culoare, în aceeași biserică cu imaginea anterioară, în care putem observa și pixelii care nu funcționează, de care vă spuneam mai devreme. Este iarăși un subiect foarte greu de fotografiat, pentru că este un subiect închis la culoare,
într-o zonă lipsită de lumină. Camera aici a reușit să rezolve acest subiect într-un mod incredibil. Da? Aici vedem și pixelii de care vă spuneam mai devreme, pe care putem să-i vedem în măsura în care mărim imaginea foarte, foarte mult. Revenind însă la calitatea acestei fotografii, observați foarte clar detașarea subiectului, în ciuda faptului că este un subiect închis la culoare, fundalul este închis la culoare, camera reușește să scoată acest subiect în față, fără greutate. Nu știu ce am folosit aici, diafragmă 3,2, obiectivul de 60 mm și ISO 2000. Aceasta este o imagine în care vedem clar că, virgulă, această cameră nu poate expune totul perfect. Subiectul nostru se află undeva într-adevăr la umbră, la umbră, la umbră, iar în spate este foarte multă lumină. Această fotografie am rezolvat-o însă cu blițul de pe aparat și am reușit, folosind blițul, să expun, să luminez și fundalul și să se vadă și partea din spate. Mai precis, aici tehnica de fotografiere a fost un pic altfel, în sensul că am expus pentru fundal și am lăsat ca și camera să dozeze cantitatea de lumină pe care o dă blițul ca să expună corect acest subiect aflat în prim plan. Însă, din punctul meu de vedere, observați clar că este o diferență de la cer la pământ și blițul incorporat a făcut diferența aici, practic permițându-mi să obțin această fotografie care are și context și care nu e deloc rea. Următoarea fotografie este făcută tot într-o biserică, care însă datorită faptului că are pereții albi și este un pic mai luminată, a reușit să fie fotografiată un pic mai bine. Aceste detalii pe gri, pe alb murdar, pe gri, sunt foarte greu de fotografiat și, în ciuda acestui fapt, camera Nikon D800E a reușit un lucru extraordinar. În sensul că nivelul de detalii, cantitatea de detalii pe care a reușit s-o surprindă aici, este fantastic. Aici se vede clar nivelul de zgomot, da? Și această fotografie cred că poate fi mărită fără să putem vedea acest zgomot până la 40-60. Da? Aici am fotografiat, cred că cu ISO 1600, da? Și am fotografiat tot cu obiectivul de 60 mm, dar la o distanță, la o diafragmă de 5,6, ceea ce este. Deci puteam aici să reduc diafragma, să fotografiez cu 4, de exemplu, și să pun ISO 800 și aș fi obținut o imagine cu mai puțin zgomot. Dar în ciuda acestui fapt, această fotografie a ieșit extraordinar. Da? Deci pentru mine nivelul de detalii pe care a reușit camera să o obțină în condiții de iluminare redusă și, repet, la tehnologia din 2012, nu știu câte ori când spun acest lucru, este incredibil. Ok, și chiar ultimele fotografii, sper să reușesc mai repede. Aceasta este o fotografie făcută la ora 3 și un sfert. Lumina este încă puternică și putem vedea această fațadă la care se vede atât de mult detaliu. O fotografie făcută în contralumină, acest arc de triunf este în spatele luminii, este clar, este între mine și lumină și se vede acest lucru datorită acestor reflexii apărute în obiectiv. Însă, în ciuda acestui fapt, camera a expus perfect, din punctul meu de vedere, această fațadă. Zonele care se află sub arcul de triumf, sub acest monument, care sunt mult mai întunecate, se văd extraordinar. Și fundalul, partea din spate, care este expusă, care este în soare, este la fel de bine expusă. Asta pentru mine este o fotografie care arată clar cât de bun este senzorul, cât de bună este prelucrarea imaginii în camerele Nikon. Aceasta e o fotografie făcută la ora 4 după amiaza și aici iarăși vedem o zonă de contrast. Lumina era deja un pic mai moale, nu era atât de dură, însă avem o zonă de umbră, o zonă de soare și acest scârciob, acest mega scârciob care se află în fața unui fundal alb. Da? Vedeți că avem norii pe cer și în ciuda acestui lucru, camera a reușit să obțină o detașare a acestui subiect incredibilă. Pentru mine este unmatched.
Un asemenea subiect este foarte, foarte, foarte greu de fotografiat. Uitați-vă la nivelul de detalii, în măsura în care și computerul meu vrea să mă ajute. Uitați-vă la aceste contravântuiri, la nivelul de detalii pe care camera a reușit să le obțină. Evident, aici apare, se vede o ușoară aberație cromatică, dar, my God, deci discutăm de niște fire care sunt cumva, cum să zic, care sunt surprinse într-un mod extraordinar. Eu nu am ce să reproșez. Uitați-vă la aici, sunt lucruri pe care le observ acum, efectiv. Aici sunt niște luminițe sau niște șuruburi. Deci este incredibil. Este mind-blowing. Cred că sunt niște LED-uri, niște luminițe. E un lucru pe care nu-l văzusem cu ochiul liber. Și ultima fotografie este făcută seara, la ora 7:30, când deja lumina era mult mai iertătoare cu camera, cu, până la urmă, fiind mult mai plăcută, mult mai prietenoasă, mult mai prielnică pentru a face fotografii. Și sunt aici pe o stradă relativ întunecoasă, în sensul că este o stradă îngustă, în dreapta și stânga clădirile sunt destul de mari, nu știu, la nivelul la 15 metri, și totuși obțin o fotografie cu atâtea detalii. Deci dacă ne uităm mărind la dimensiunea actuală, observăm nivelul de detalii pe care camera l-a reținut din fațadă și mai observ ceva, și anume faptul că în gang, unde era într-adevăr întuneric, camera a înregistrat detalii care pot fi obținute în măsura în care editați această fotografie, detalii care nu se pot obține foarte ușor. Da? Observăm în spate, curtea interioară este iluminată, a zice eu, chiar mai bine decât fațada. Da? Iar în acest gang observăm atâtea detalii, nu știu, această grindă, această chestie, cred că e o chestie de metal, care, nu știu, această fereastră. Vedem inclusiv prin fereastră în interior, în casa scării. Eu personal fotografiez din 1986. Mi-e rușine să recunosc acest lucru. Sunt 34 de ani de când fotografiez. Nu am văzut o fotografie mai reușită sau o cameră care să facă fotografii mai reușite ca Nikon. Ok, o să mă opresc aici. În măsura în care ați rezistat până acum și v-a plăcut filmul, m-aș bucura să primesc un like de la voi. Și dacă vă plac filmele făcute de mine în general, vă invit să vă abonați și să bifați clopoțelul pentru a fi notificați de câte ori postez câte un film. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor. Ciao!